Vești bune pentru iubitorii sporturilor de iarnă. Stațiunile de pe Valea Prahovei au zăpadă din belșug, iar pârtile sunt în stare excelentă. Cei care vor alege să vină la schi în această perioadă pot beneficia nu doar de oferte de cazare, dar și de reduceri de prețuri la transportul pe cablu. La Sinaia, un schi pas de o zi pentru telegondolă și pentru telescaunul din Valea Soarelui este de 120 de lei, iar pentru telecabină și telescaunul din Valea Dorului, o cartelă costă 150 de lei. Iubitorii schiului au la dispoziție mai multe variante de schi pas cu reduceri însemnate. Începând de acest weekend la Sinaia, vom avea o nouă ofertă la schi, e vorba de un schi pas pe 5 zile, iar cei care iau un schi pas pe 5 zile plătesc 95 de lei pe zi. Înseamnă ceea ce este unul din cele mai mici tarife din țară la schi, mai ales având în vedere faptul că Sinaia are cel mai mare domeniu schiabil, peste 20 de kilometri de pârtii, sunt toate pregătite pentru schi. Am redus, pentru că datorită numărului mare de schiori care a venit în ultimul timp, am redus și tariful pe instalațiile de transport pe cablu cu 10%. Sinaia dispune de 16 pârtii de dificultate ușoară, medie sau cu grad ridicat, cea mai lungă dintre ele având 2000 de metri. Toate sunt deservite de instalații moderne, cele mai noi fiind telegondola și telescaunul din Valea Soarelui. Acesta din urmă a fost dat în folosință în urmă cu un an și are o capacitate de transport de 1800 de persoane pe oră. Telegondola a fost dată în funcțiune în 2007, are un traseu de 1310 metri, urcând la o diferență de nivel de 442 de metri. Dispune de 38 de cabine de câte 8 locuri și are o capacitate de transport de 1700 de persoane pe oră.